Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face o nouă etalare pentru a răspunde la întrebarea care este răspunsul oracolului. Puneți o întrebare așadar oracolului, voi folosi oracolul porților. Puneți o întrebare legată de relații sau profesie, carieră, bani și să vedem ce răspuns vă poate da oracolului în legătură cu întrebarea voastră. Alegeți-vă una dintre cele trei variante cu piatrele pe care le-am folosit aici, piatra roz, piatra roz sau piatra albă, gândindu-vă la întrebarea voastră și după cum rezonați cu aceste culori, cu aceste pietre. Concentrați-vă pe întrebare în momentul când vă alegeți varianta. Dacă aveți dubii asupra variantei pe care să o alegeți, ascultați etalarea la ambele variante, pentru că probabil acolo veți găsi răspunsul în ambele variante. Și să vedem, pentru început, pentru prima variantă, care este răspunsul oracolului la întrebarea voastră. Așadar, concentrați-vă pe întrebare și să vedem ce răspuns vă va da oracolul, ce sfat vă poate da. Aici aveți grijă că parcă aveți o poartă închisă sau vi se închide o poartă, da, o relație se poate închide, ceva să nu mai funcționeze sau nu funcționează deja. Aici mi-a părut că puteți găsi soluție cu ajutorul unei persoane, un profesionist, cineva care vă poate ajuta. Există cineva care are mai multă, poate mai multă autoritate și prin comunicare, prin socializare, da? Socializarea și comunicarea și o anumită relație cu o anumită persoană importantă vă poate ajuta. Va ieși poarta iernii, ceea ce îmi spune că în următoarele luni de zile voi puteți găsi rezolvarea la problema voastră. Vă puteți rezolva problema, puteți să veți avea mai mult de muncă, veți fi mai angajați în ceea ce faceți, puteți să vă reînnoiți, să zicem așa, o relație sau să vă regenerați voi pe voi. Veți avea niște alegeri poate importante de făcut, veți avea niște proiecte pe care trebuie să le duceți la capăt, va trebui să dați dovadă de mai multă înțelepciune, de mai multă raționalitate, da? Această carte pentru voi practic răspunde, vorbește despre faptul că vă găsiți poate într-o fază mai delicată din viață și că alegerile care trebuie să le faceți sunt dificile și vă găsiți practic într-un moment în care trebuie să înfruntați practic să vă înfruntați practic temerile sau să faceți neapărat o alegere pentru că privește viitorul vostru. Trebuie să vă decideți în acest moment în ce direcție trebuie să vă orientați eforturile, cui sau în ce direcție trebuie să vă dedicați energia. Poate să se vorbească despre o alegere care privește studiul, să privește locul de muncă sau o relație sentimentală. Cartea practic vă invită să alegeți cu multă înțelepciune, să fiți ponderați, să evaluați cu multă atenție mai posibilitățile pe care aveți, pentru că aveți mai multe posibilități. Ceea ce va urma va fi o perioadă practic plină de angajamente pentru voi, de eforturi, de dar și de posibilități, dar practic trebuie să știți că eforturile voastre vor fi răsplătite, da? Deci se merită să depuneți eforturi în ceea ce aveți de făcut în următoarele săptămâni, luni, pentru că se va merita. Dacă v-ați gândit la o întrebare legată de dragoste, cartea practic vă indică că o legătură care la început era caracterizată de prietenie și comunicare, sau de prietenie și bazată pe interese comune, practic va continua uh,
va continua la fel, deci nu va fi pasiune în această relație, ci va fi doar o legătură, să zicem așa, de prietenie și bazată pe interesele comune, pentru că aveți de un schimb, să zicem așa, reciproc avantajos în această relație. Această legătură poate să fie destul de pozitivă și de durată, da? Deci poate să fie o relație solidă și de durată, dar nu pe bazată pe dragoste, deci mai degrabă bazată pe interese comune, da? Deci pe schimb reciproc avantajos de anumite lucruri. Cartea mai vorbește despre faptul că în următoarele 6 luni veți rezolva multe probleme, fie în relația de serviciu, fie în relația de prietenie, și acest lucru vă va aduce satisfacții, da? Deci fiți serioși în ceea ce faceți, luați în serios sau luați-vă rolul în serios, fie la muncă, fie la relația sentimentală, pentru că veți fi recompensați pentru acest lucru. Mai vorbește această carte, vă mai sfătuiește practic să aveți grijă de voi, de relația voastră, de munca voastră, pentru că veți fi răsplătiți. Da? Deci acesta este practic mesajul pentru voi de la Oracolul Porților. Și haideți să vedem și pentru cei care și-au ales a doua variantă, piatra roz, care este mesajul Oracolului pentru voi, ce dorește Oracolul să vă transmită, care este sfatul său pentru voi, ce răspunsul de la întrebare. Voi aici trebuie să fiți mai atenți la comunicare, la vești, veți primi noutăți, va trebui cumva să vă aerisiți, poate, să vă schimbați, poate, puțin gândurile, să le încercați să vă încărcați cu mai multă pozitivitate. A ieșit poarta verii, ceea ce vorbește că voi până în vară veți avea succes în ceea ce vă doriți voi. Deci, sau răspunsul este că mai în vară puteți să obțineți mai mult succes pentru dorința voastră. Lucrurile încep să se îndrepte, poate chiar în vară. Aici puteți să primiți rezultate bune legate de muncă, legate de studii. Trebuie să luați lucrurile mai ușor, da? Să nu le luați foarte, sunt prea în serios, prea personal, să fiți mai liniștiți, da? Să nu fiți prea îngrijorați, să vă odihniți. Relația la care v-ați gândit poate să fie o relație destul de lejeră, să zic așa, fără niște angajamente serioase. Să fie o aventură, să zicem, o aventură de o vară, da? Poate să fie și o astfel de situație. Practic, culegeți rezultatele a ceea ce ați semănat, ca să zicem așa, fie vorba de muncă, fie vorba de relație, deci în ultimele 6 luni de zile, începând din vară încoace, spre exemplu. Este practic momentul în care este bine chiar să vă și bucurați pentru eforturile voastre, să vă bucurați pentru rezultatele muncii voastre pe care le-ați obținut, dar și în același timp să vă evaluați sincer eforturile pe care le-ați depus pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni de zile sau pentru ceea ce ați realizat în ultimele luni de zile. Da? Cartea practic reprezintă pentru voi reușită pentru cei care v-ați pus o întrebare legată de studii. Practic anunță faptul că veți trece examenele, veți obține diploma de care aveți nevoie, da? Deci veți obține titlul pe care îl doriți, luați examenele, da? Deci lipsește foarte puțin până când practic vă puteți odihni și chiar să vă distrați, practic, să vă relaxați, puteți să vă luați un concediu, spre exemplu, o vacanță. Dacă întrebarea vorbește, vorbește, dacă întrebarea a fost legată de servici, cartea vă spune că în sfârșit, peste puțin timp, veți vedea fructele muncii voastre, obțineți jobul pe care vi l-ați dorit, vi se mărește salariul, deci optime rezultate, dar peste puțin timp primiți acest răspuns. Din punct de vedere sentimental, cartea practic vorbește despre posibilitatea unor noi relații, unei noi întâlniri interesante,
Dar vă avertizează și asupra faptului că o relație poate să fie pasageră sau superficială, să nu dureze, poate să dureze până în vară, spre exemplu, sau este ceva de moment. Da? Mai vă avertizează, practic, în următoarele luni de zile primiți răspunsul la întrebarea voastră, veți clarifica situația la ceea ce v-ați gândit voi în următoarele luni, dar să nu luați prea în serios situația, adică să nu o luați prea personal, pentru că dacă e vorba de relații sentimentale, se pare că nu este ceva de durată, ci este doar așa ca o vacanță, da? Ca o relaxare. Iar ca și sfat este practic... Cartea vă spune că trăiți un moment în care culegeți roadele a ceea ce ați făcut voi și să vă și totuși trebuie să știți că dacă ați depus eforturi, dacă v-ați străduit cu adevărat, atunci rezultatele sunt foarte bune, foarte dulci. Dar dacă nu ați luat în serios o relație sau munca pe care ați depus-o, ceea ce ați făcut voi, atunci să nu vă așteptați să dureze sau să nu vă așteptați la rezultate fantastice, ca să zic așa. Cam asta e tot ce spune pentru voi și oracolul pentru a doua variantă a pietrei roșii. Haideți să vedem și pentru a treia variantă. Ops, voi să grăbesc în multe cărți. Atenție la provocări, atenție la cercuri. Ne vedem la a treia variantă, piatra albă. Ce răspuns vă dă oracul la întrebarea voastră? Ia, să grăbesc. Aveți grijă, da? Ești la provocări. Aici îmi spune că sunteți supuși poate unor probe pentru ceea ce vă gândiți voi, da? Deci posibil să aveți niște probe dure de trecut, da? Aveți aici un blocaj, există obstacole, există dușmănii, invidii, poate există persoane care se opun poate ca să vă îndepliniți voi dorința. Sau vă trebuie mai multă protecție, va trebui să vă protejați, da? Pentru că mi-a ieșit aici gardienii porților, da? Deci niște paznicii porților. Practic vă constrânge să vă, să vă reconsiderați poate dorința. Există și secrete, trebuie să aveți mai multă grijă, să fiți mai discreți, să aveți mai multă prudență, este posibil să aveți un pericol, să fiți în pericol și este foarte posibil să aveți și prieteni falși. Cartea practic vorbește despre faptul că trebuie să fiți prudenți, vă invită chiar practic să fiți foarte atenți la interesele voastre, indiferent de ce natură sunt, să vă încredeți doar în puține persoane, dacă se poate doar în voi, da? Pentru că această carte vorbește despre faptul că este foarte posibil ca secretele voastre să vă fie dezvăluite înainte de vreme, să zic așa, adică să fie persoane care, atenție, cui vă spuneți dorințele sau, mă rog, planurile, cui vă dezvăluiți sentimentele, pentru că este posibil ca aceste persoane să vă spună altora ceea ce aveți voi de gând, ceea ce faceți voi, să vă vorbească, să vă bârfească, poate să fie și o astfel de situație. Atenție la acest lucru, da? Aveți persoane care vă dăunează imaginii. Da, deci nu vă deschideți față de alte persoane. Atenție și cu bunurile voastre, cu lucrurile voastre. Atenție că e posibil ca sunt persoane care încearcă să vă afle secretele. Da? Deci nu vă încredeți în persoane pe care le cunoașteți puțin. Vă arată practic această carte posibilitatea că să aveți de-a face cu persoane cu dublă față, cu duble interese, să zic așa, care nu sunt sincere, care au interese foarte diferite de ale voastre, persoane care pot să vă fie falși prieteni, care sunt gata practic să vă pună bețe în roate, care poate chiar vă vor fura o idee sau vor încerca să semene zânzanie între voi și alte persoane, da? Așadar, fiți cu mare prudență în viitor. Alegeți-vă cu mare grijă prietenii și încercați să nu vă încredeți în nimeni. Da, să nu vă dezvăluiți secretele, să nu vă dezvăluiți planurile, proiectele
gândurile. Dacă v-ați gândit la muncă, la probleme legate de profesie, carieră, muncă, va fi foarte bine pentru voi să fiți foarte atenți la colegi, la ceea ce vorbesc colegii și la ceea ce spun colegii, pentru că este foarte posibil ca careva dintre aceștia să dorească să vă facă rău. Va trebui să fiți foarte atenți la cine se dă drept prietenul vostru, pentru că, de fapt, dorește doar să vă facă rău. Dorește doar, poate, să vă, chiar într-o relație sentimentală, poate dorește doar ca să vă, să se bage între voi sau să vă fure partenerul, partenera, ca să zic așa. Cartea poate să mai semnifice și faptul că persoana la care v-ați gândit voi, persoana iubită, partenerul, partenerul la care v-ați gândit voi, să nu vă împărtășească sentimentele sau să nu fie sinceră față de voi. Da? Deci mai posibil să fie o persoană falsă. Deci va trebui să aveți mai atenție, mai atente la această persoană cu care aveți de-a face. Da? Pentru că sfatul cărții este foarte clar, să vă alegeți cu foarte mare atenție prietenii, pentru că puțini sunt cei adevărați și puțini sunt cei care vă păstrează secretele sau care nu vă vorbesc de rău, care au interese ca și ale care vă împărtășesc interesele, să zic așa, opiniile, deci aveți grijă, da? Cam asta e tot ce pot să spun și pentru cei care și-au ales a treia variantă referitoare la întrebarea pe care a spus-o voi oracolului astăzi. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat pe acest canal, vă invit să o faceți, lăsați-mi și mesajul vostru, feedback-ul, cum vedeți aceste etalări, dacă v-au răspuns la întrebări, dacă v-ați regăsit în ele pe voi, situația, partenerul, partenera și bineînțeles, vă doresc în continuare o duminică plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!